A avut un vis, să răscolească parfumul și să resusciteze eleganța micului Paris. Spun a avut pentru că a reușit să-l transforme deja în realitate. Anul trecut, bucureștenii au avut parte de prima ediție a Festivalului Internațional de Vară, Micul Paris. Câteva ore ne mai despart și în 2009 de cea de-a doua ediție a evenimentului. Concertul inaugural va avea loc luni în Sala Unirii de la Palatul Cotroceni. Bunul gust poartă așadar aripi muzicale în această seară prin Raluca Achifane Wagenhäuser, director artistic al Festivalului Internațional de Vară Micul Paris, eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Îmi place să spun despre București că este un oraș pe care, așa cum îl imaginăm, așa îl avem. În această seară am în fața mea un om care îl imaginează cu parfumul Micului Paris. Spuneți-mi dacă ați reușit sau n-ați reușit ce v-ați propus anul trecut. În primul rând, faptul că eu mă aflu aici anul acesta reprezintă imens. Reprezintă faptul că pot anunța ediția a doua. E cunoscut de asemenea faptul că anul acesta financiar nu este de partea noastră. Nu este confortabil pentru nimeni. Absolut. Și cu atât mai mult întreaga echipă de organizare, cu suportul sponsorilor, cu suportul participanților care s-au înscris la cursurile noastre de maestrie, ne-au ajutat, ne doresc, ne așteaptă. Vor să începem și ediția a doua. Vă întreb cât de greu este să organizați un festival de muzică de bun gust într-o capitală care pare câteodată că a uitat de ceea ce înseamnă aceste două cuvinte la un loc. Bun gust. Este Bucureștiul. Bucureștiul n-a uitat așa ceva. Bucureștiul poate că are din când în când nevoie și de un pic de ajutor din străinătate și din cauza aceasta m-am gândit, participanții din străinătate vin din 24 de țări. Înainte chiar am numărat, sunt la fel de multe țări ca și sponsorii. Prin colegii pe care sunt pregătiți să vină la concertele noastre, care să susțină concertele, care să susțină cursurile de maestrie, gândim că putem să completăm un pic, totuși, viața culturală existentă în București. Bunul gust, sperăm să îl menținem, de fapt. Să-l suscităm, eventual. Noi imagini de la evenimentul de anul trecut, da. Și pentru că îmi povesteați despre masterclass-uri, aș vrea să facem o ușoară trecere în revistă a schemei acestui festival. Este vorba de o perioadă cuprinsă între 16 august 26 august, dar doar 6 seri de concerte și în același timp în paralel seri de masterclass. Mai multe amănunte. Așa este. Deci eu mâine, cum ați anunțat doar câteva ore, mâine voi face deschiderea oficială pentru participanții cursurilor de maestrie la orele 17, la Liceul Lipati, unde cele mai multe dintre cursuri vor avea loc. Este vorba despre cursurile de vioară, violoncel, pian, clarinet, flaut și fagot. Respectiv, și cursul de dirijat va avea loc la Casa Radio, cu sprijinul și suportul Orchestrei Naționale Radio. Cine găzduiește, în schimb, concertele din festival? Concertele din festival sunt susținute tot de profesorii care susțin cursurile, pentru că aici este ideea de a lucra, de a împărtăși din secretele meseriei dimineața, ca să spunem așa, iar seara să ne aducem și noi aportul artistic pentru participanți, dar și cu atât mai mult pentru publicul Micului Paris. Vorbim despre publicul Micului Paris, așa cum foarte frumos l-ați introdus. Spuneți-mi care sunt prețurile biletelor, dacă există posibilitatea cumpărării unui abonament și unde găsim toate aceste intrări. Biletul reprezintă abonamentul. Biletul costă 25 de ron și cu acest bilet se poate intra la toate concertele. Este vorba de 6, cum spuneam mai devreme. Spuneți-ne ce se întâmplă special în repertoriul pe care l-ați pus la punct pentru anul acesta. Deci, concertul inaugural va fi reprezentat printr-o seară de pian, recital solo, cu maestrul Wolfgang Wagenhäuser. În a doua seară, la Muzeul Cotroceni, ne vom prezenta restul maestrilor, ca să spun așa, în diferite ansambluri, printr-un repertoriu stilistic, zic eu, plăcut. Avem un ambitus nu greu, deci cu mult parfum, ca să spun așa. Vom asculta, deci vom interpreta noi Villa-Lobos, Darius Milhaud, Brahms, Gabriel Fauré. Aș vrea să ne concentrăm puțin asupra a două aspecte, și anume, pe cine așteptați, de fapt, la aceste concerte? Pe cine vreți să aveți lângă dumneavoastră? Cu cine vreți să împărtășiți atmosfera Micului Paris? Cu
tot ce înseamnă București la ora actuală. Deci, la fel ca și cursurile de maestrie și publicului ne adresăm fără limită de vârstă. Și pentru că mi-ați spus că doar concertul, de fapt nu concertul inaugural, ci ultimul concert din cadrul festivalului, știu bine că se va desfășura în funcție de vreme la arenele romane, vă întreb dacă ați avea curajul anul viitor să organizați de ce nu mai multe concerte chiar în străzile micului Paris, pentru că fața veche a Bucureștiului începe să-și piardă din riduri. Este o idee foarte bună, n-am să uit, vă mulțumesc. Chiar doresc să menționez pentru faptul că totuși este timpul prea... Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, din păcate prea scurt, dar vă vom urmări cu jurnalul pe parcursul celor 6 zile de concert și restul zilelor de masterclass. Sper să păstrăm din micul Paris, așa cum ați venit și dumneavoastră, în primul rând speranța că vom putea fi ceea ce ne dorim. Doamnelor și domnilor, cu micul Paris mergem mai departe. Continuăm jurnalul.